Suntem la premiera filmului Horia, unde alături de Vladimir Țeca ai rolul principal, debut în lungmetraj, am putea spune. Cum a fost această călătorie inițiatică alături de regizoarea filmului, de Ana Maria? Alături de regizoarea filmului, cred că a fost persoana potrivită la momentul potrivit. N-ar fi putut să mă îndrume nimeni mai bine decât a făcut-o ea. A fost o experiență incredibilă. Și cum ai perceput așa, fiind primul film, un rol destul de greu și o sarcină importantă a personajului tău? Îl ghidează pe Hori așa în viață? Personajul oarecum seamănă cu mine în viața reală și într-adevăr a fost greu, a fost o experiență nouă. Au fost anumite părți în care nu eram chiar atât de liberă, trebuia să ascult de Ana, să știu exact ce trebuie să fac, să fie totul ca la carte. Și uneori mai erau mici placaje, dar ne-am ajutat împreună cu toți, întotdeauna. Au fost secvențe care ți-au pus probleme, la care te gândești că nu ai reușit? Nu chiar. Da, și cum a fost cu Mobra? Cum a fost să călătorești pe această motocicletă legendară? Mi-a fost puțin frigă, n-am de ce să mint, mi-a fost puțin frigă. Dar trebuie să am încredere în Țeca, care la fel a avut și el încredere în cineva la rândul lui. Și am zis, băi, ce-o fi, o fi, adică se merită. Ok. Mie mi-a plăcut foarte mult personajul tău, așa, o puștoaică isteață, care îi dă numai învățăminte bune Horiei. Cum ai perceput tu personajul? Că ai spus că seamănă puțin cu tine. Este o fată curajoasă, din punctul meu de vedere, îndrăzneață și întotdeauna experimentează, îi place să experimenteze. Și unde bate vântul e și ea. Ați văzut, o să vedeți, de fapt, se schimbă așa după cum bate vântul. Pentru că filmul intră în cinematografe din 12 cu avantpremiere, din 10 chiar aprilie. Ai un mesaj pentru spectatori? Sper că v-am transmis emoțiile pe care am dorit să vi le transmitem. Atât și vă așteptăm!